Anunțul a fost făcut de Gianni Leunte, liderul Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava. Potrivit acestuia, în Comisia Paritară din 18 ianuarie 2016 s-a stabilit acordarea sporului pentru predarea simultană și personalului didactic din învățământul gimnazial. Acest spor a fost acordat atât personalului din învățământul primar, cât și celui din învățământul gimnazial. Asta până la data de 1 ianuarie 2010, moment din care respectivul spor a fost acordat doar pentru personalul didactic, care asigură predarea simultană în învățământul primar. Valoarea sporului este de 15% în cazul personalului care asigură predarea simultană la 4 clase, 10% pentru predare simultană la 3 clase și 7% pentru predare la 2 clase organizate în regim simultan. Gianni Leonte a mai precizat că, tot în comisia paritară organizată luna trecută, s-a hotărât acordarea primei de instalare absolvenților care se încadrează în învățământ ca personal didactic titular într-o unitate de învățământ din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate de la absolvirea studiilor. Aceștia vor beneficia de o indemnizație echivalentă cu un salariu de bază stabilit conform legislației în vigoare, cel mai probabil din luna septembrie. Din comisia paritară care a aprobat cele două hotărâri, au făcut parte reprezentanții Inspectoratului Școlar Suceava, ai Alianței Sindicatelor din Învățământ, Uniunii Județene a Sindicatelor Proeducația și Sindicatului Salariaților din Învățământul Preuniversitar. Gianni Leonte a declarat că aceste comisii paritare sunt o cale eficientă de a evita procese care presupun bani, consumabile și timp. Potrivit liderului Alianței Sindicatelor din Învățământ Suceava, la următoarea întrunire a Comisiei Paritare va fi discutată acordarea sporurilor de ecran și pentru bibliotecari.